poate să urmeze ceva masiv în cripto? Doamnelor și domnilor, și dacă da, care-i amplitudinea care o poate lua piața de criptovalute în următoarea perioadă? E bine, o să discutăm multe lucruri importante în materialul de astăzi și pe grafice, dragii mei, și o să vedem o perspectivă, desigur, asupra lunii iulie. Luna iulie este una foarte interesantă și din punct de vedere istoric pe Bitcoin, automat, fiind din punct de vedere o lună foarte interesantă istoric pe Bitcoin, se va transpune și în Ether și în altcoin-uri. Așa că ceea ce urmează să discutăm s-ar putea să vă privească, s-ar putea să vă intereseze, s-ar putea să ne ajute. Cu voi, Robert Recu, aici cu cele mai importante și relevante update-uri din zona cripto. Astăzi este și meciul cu România. Hai România! Da, cu multă pasiune suntem pro-România. Suntem pro-România, sau cel puțin ar trebui să fim chiar și atunci, doamnelor și domnilor, când nu joacă România. Cu atât mai mult că astăzi, desigur, jucăm cu Olanda. Dacă vreți o prognoză, nu știu, aș spune 1-0 România. Dacă ai altă prognoză, te rog să lași chiar acum în comentarii. Și vreau să-mi lași în comentarii să știu de unde ești, da? Lasă-mă acolo steagul țării de unde mă urmărești. Și dacă ești de pe meleagurile astea, bănesene, da? De prin Timiș, lasă o rachetă, păstrăm tradiția. Nu o să pierdem prea mult vremea și o să mergem pe grafice. Hai să vedem ce se întâmplă. Prima dată mergem pe graficul Bitcoin. Vă spuneam ieri că aici am avut un breakout, da, în acest range, da, și că odată cu această ascensiune putem să revenim să retestăm acest downtrend a acestui canal paralel descendent. Da? Însă, dacă dăm un zoom out, putem să observăm și altceva. Ok? Haideți să vă arăt ce putem să observăm. Din acest punct, da, putem să observăm un triunghi. Un triunghi destul de interesant. Așa că ce aș putea să văd acum în piață, în cel mai ineficient scenariu, este retestarea acestui triunghi, da, și retestarea acestui range, ca mai apoi să avem o altă creștere impulsivă. În altă ordine de idei, în cel mai rău scenariu acum, putem să revedem o retestare. Da, dar până aici. Deci până aici. Iar de aici se pot instala poziții long, foarte faine. Puteți să vă faceți un setup cel puțin interesant din acest range, da, până aici, cu un stop loss mai jos de această zonă, de ce nu? Da, cu un stop loss aici și un TP poate să fie chiar aici, ceea ce înseamnă, cred că, un risk reward favorabil. Mergând mai departe, haideți să ne uităm la performanța Bitcoinului în fiecare lună iulie, da, din 2013 până în 2024. Vedem că în 2013 am avut un 8,92%, în 2014 am avut un minus, 2015 plus, 2016 minus, da, și continuăm tot așa. De obicei, după minusuri au urmat mai multe plusuri. Asta înseamnă că Bitcoin poate să închidă luna formidabil. Deci Bitcoin poate să închidă luna formidabil. Poate să închidă luna incredibil în 2024, da? Cu un plus. Cu un plus, aș zis să spun, senzațional. Deci putem să vedem un plus în acțiunea prețului. Mai departe, haideți să ne uităm și la Polkadot. Polkadot, doamnelor și domnilor, a investit 86 de milioane de dolari în prima jumătate a anului 2024. 86 de milioane de dolari. Mi se pare formidabil. Vedem că în development a investit 23 de milioane, în outreach 36 de milioane, da, în talent and education 5,5 milioane,
în tot felul de operații 3,7 milioane și în research undeva la 2 milioane. Deci vorbim aici de companii, dragii mei, companii serioase, companii care fac chestii. Că oamenii spun, bă, dar spațiul ăsta e o bulă speculativă. 86 de milioane de dolari au investit în ecosistemul lor pentru a crește, din care vedem 23 de milioane în development, în prima jumătate a anului 2024. Deci în prima jumătate a anului 2024 atât au investit. Ce putem să observăm aici? Crește și numărul de ATM-uri cripto în lume. Ponderea, desigur, că o deține SUA, 80 și ceva la sută din pondere deținută de către state, de către Statele Unite ale Americii. Și Canada vine din spate, ia undeva la 7%. Și mai multe ATM-uri sunt în America. SUA se mișcă foarte bine când e vorba de cripto, pentru că ăștia dau ora exactă. Da? Cripto se prinde tot mai mult prilej. Luna aceasta, din nou, putem să ne așteptăm, doamnelor și domnilor, la creșteri. Vedem că Polkadot se mișcă bine. Acum, care e potențialul Polkadot de creștere? Cred că sunt proiecte mult mai bune din zona AI plus gaming care pot să performeze mai bine decât Dot-ul. Dar Dot-ul poate să fie ceva care să ne ofere o siguranță. Da? Un activ care prezintă o oarecare siguranță, mult mai mult decât altele. Așa că dacă vreți o siguranță, dar nu neapărat un randament foarte mare, Polkadot poate să fie o opțiune. Dar ce discutăm mai sunt sfaturi investiționale, nu sunt sfaturi financiare, sunt părerile mele pe baza studiului pe care eu îl fac. Da? Piața asta e riscantă și volatilă. Trebuie să faceți research-ul. Trecându-ne la Bitcoin, aveți grijă cu aceste range-uri. Mi se pare că ne aflăm în zone foarte bune, da? Și avem două alternative. Și aici nu e o alternativă de tip dacă nu crește, scade. Pentru că tocmai ce v-am spus, că până aici aș vrea să mergem maxim. So, puteți, de exemplu, să optați pentru poziție de entry chiar în acest range, da, cu un sell mai jos și un TP, evident, mai sus. Și în cazul în care, ce puteți să faceți? Prețul mai are să se scurgă până aici, după care se plece cu o mișcare mai impulsivă, ceea ce cred că se poate întâmpla, mai adăugați o poziție long când ajungem puțin mai jos, dacă tot doriți. Aici sunt momente bune de acumulare pe alți. Range-urile acestea pe Bitcoin, da? Range-urile acestea pe Bitcoin înseamnă corecții mai mari pe alțuri și înseamnă oportunități mai mari. Și de aici putem să plecăm. Atenție, putem să plecăm. Am mai dat astăzi în școală la noi în Greu Capital un trade pe render, pe spot cu risc minim. Deja suntem în profitabilitate. Ieri am avut un trade de succes. Acum 3-4 zile am avut un alt trade de succes, tot pe render, pe spot cu risc minim. Deci mergem bine. Nu vânăm procente mari, vânăm procente de 2, 4 până în 5%. Dar 2% astăzi, 2% mâine? Da? Și un 10% într-o lună poate să semne mult. Nu mult, foarte mult. Hai să spui că faci 3%, 4% într-o lună, ca și comercian, ca și day trader, da? Tot e bine, dragii mei. Pentru că dacă puteți faceți lucrul ăsta mai multe luni, să faceți 4-5% timp de mai multe luni, da? Și din 5 luni în 4 să fiți pe câștig, ce trebuie să faceți doar să puneți mâna pe capital. Și sunt o grămadă de moduri cum puteți să accesați capital mare. Da? Bine, dragii mei, cam acestea au fost update-urile pentru astăzi. Avem o lună interesantă înainte. Vă las cu bine, uitați de un like, un subscribe și un share la acest clip și lăsați în comentarii să știu de unde sunteți. Da? Vreau să știu de unde sunteți. De unde mă urmăriți, ca de obicei, păstrând tradiția. Numai bine!